Culiță Sterp a trecut prin momente de coșmar. Artistul a fost la un pas de a fi călcat de tren. Culiță Sterp este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști. Acesta cutreieră țara în lung și lat pentru a bucura oamenii cu vocea sa. Cântărețul a avut parte de cea mai îngrozitoare experiență din viața sa. Mai exact, artistul se afla la o cale ferată, nesemnalizată și fără bariere, așa cum prevede legea, acolo unde a oprit să se asigure. În acel moment, trenul a trecut extrem de aproape de artist. Doar o clipă de neatenție i-ar fi putut fi fatală. Culiță Sterp acuză autoritățile, dacă tu nu pui barieră, măcar pune lumini roșii. Artistul le-a povestit imediat fanilor ce s-a întâmplat. Culiță Sterp a ținut să tragă un semnal de alarmă către autorități, dar și să-și sfătuiască fanii să fie întotdeauna precauți pentru a evita orice tragedie. Am tras sperietura vieții. Ați văzut vreodată în viața voastră trecere de cale ferată semnalizată așa? Deci, bariere nu sunt și să nu meargă luminile. Acum a trecut trenul prin fața mea, de 5 secunde a trecut, eu cu mașină cu reformă după mine. Vai, viața mea, că nu mai înjur! Cum e posibil să nu fie semnalizată? Dacă tu nu pui barieră, măcar pune lumini roșii. Noroc că m-am asigurat! M-am oprit și m-am uitat stânga, dreapta și trenul glonț pe lângă mine. Doamne ferește și apără! Dacă nu mă asiguram ce făceam? Știu că nu toate căile ferate au barieră, că mai sunt și fără barieră și trebuie să te asiguri tu, dar asta trebuia neapărat să aibă. Erau 2-3 căi ferate una lângă alta și era cale ferată de viteză, trec trenuri de viteză. Luminile trebuie să meargă, nu mergea nici aia albă, dar nici aia roșie. Trebuia 100% să fie barieră sau ceva, a povestit Culiță Sterp pe TikTok.